Acum au rămas consternate de acele gesturi, au aplaudat cu zâmbetul până la ureche atunci când Constantina și Rei au făcut lucruri mult mai intime. Să fiți iubiți! Mulțumim frumos pentru mesaj! O fluier niciodată! Laur este un prefăcut. Ieri la cumpărături s-a vorbit despre eliminarea Corinei și Oana a spus să o țină în casă, drept răzbunare. Nu e adevărat. Corina, fi tare, susținătorii Oanei vor să te vadă plângând. Eu am fost prima care am spus să o scoată. S-a semnat mesaj? Și dacă vă gândiți logic, mie mi-ar conveni ca să o iasă Corina. Păi tocmai. Deci tocmai, că ești nu... Poftim? Ce a zis la Raimond? Auzi, Raimond, repetă, că eu n-am auzit, dar pe post se aude bine. Eu nu vă aud, că distanța e mare de aici până la voi. Ce ai zis? La mesajul de mai devreme, cu gesturile intime. Zic, mie nu mi-a pus nimeni mâna pe fluier. Ce fluier? Asta e din piesa aia, Blow My Whistle, Baby? Da. Blow My Whistle, Baby. Dar de unde știi tu ce s-a întâmplat? La voi se strâng bani să încărcați regula 25, poate se strâng și la noi. Dar n-am făcut referire, măi, la voi, mă. Dar tu i-ai pus mâna pe fluierul piciorului sau pe care fluier? Da, păi îl ținea așa legat aici și eu când am băgat mâna era un... am dat de el. Șarpele cu... cum era? Cu cochilii? Cum? De șarpele. Păi dacă mi-a pus mâna pe picior aici s-a interpretat că... Deci când ai pus mâna aici la genunchi ai dat de el? Da, și era așa... Cum ai dat de el când ai pus mâna la genunchi? De fluier. Cum era, mă? Șarpele cu... ai zis tu? Doamne, asta la 12 noapte, doamna Mirela, că nu mai... Sau da. Pătine, la 5. Dar stai un pic, ce treabă aveai tu să intervii acum? Tu și eu cu părerea, ce n-am voie. E iubitul meu, ating de pare... cât ori vreau eu șarpele. E gelozie. Mie mi se pare absurd să vorbești despre idila ta cu Laura, apoi să intervii în cuplul nostru. Dar nu mi s-a părut normal, ce a zis, mi se pare normal. Și nu o să mă convingi niciodată pe mine că ar exista ceva între noi dacă te comporți în continuare așa. Sincer. Aștepți nominalizarea sau ce? Păi nu înțeleg de ce te tot bagi în cuplul nostru. Nu-mi place ce s-aud în emisiunea asta. Nu-mi place, pur și simplu. Păi pleacă acasă atunci, ce reții luminarea dacă nu-ți... Vreau să ne comportăm civilizat, nu cu șerpi, cu... Ne comportăm civilizat atât timp. Vorbim ce emisiune avem noi, vai mamă, la ce mici profesie trebuie să am. Știți ce să vă rog, gămintea mea este pe viitor. Haideți să ne abținem de la discuții de astea. Noi semne obscene și astea văd că să susțin în continuare toată lumea. Fără să încep să mă dezbrac și eu în emisiune. Să mă dezbrac, poate așa. Și am și eu susținători. S-a dezbrăcat cineva? Nu, dar nu mai avem. Ești invidios? Poftim. Bun, vă rog, haideți să nu mai avem cu astfel de termeni în emisiune. Ne întoarcem după publicitate.